Bună ziua, dragi copii! Eu sunt Ana Maria Cadar și sunt profesoară de limba și literatura română la Liceul Unitarian Iano Zsigmond din Cluj-Napoca. Tocmai am terminat de citit o carte miraculoasă, numită chiar așa, Cartea Miracolelor, scrisă de o autoare de origine română și anume K.J. Meklenfeld, o carte despre un băiețel care și-a pierdut puterile vrăjitorești și face o călătorie plină de aventuri în căutarea unei cărți magice, unica lui salvare. La sfârșitul cărții, tare aș fi vrut să pot să mă întâlnesc direct cu scriitoarea și să îi adresez câteva întrebări. Cu alte cuvinte, să îi iau un interviu. Lucru deloc ușor de făcut, nu doar pentru că scriitoarea locuiește în Olanda, ci și pentru că e dificil să găsești acele întrebări potrivite care să-ți aducă răspunsuri cât mai interesante. Am avut însă norocul să găsesc un astfel de interviu în paginile revistei Humanitas Junior. Un interviu cu scriitoarea K.J. Meklenfeld, prilej pentru mine să pornesc această discuție cu voi despre ce înseamnă acest text, interviul, și cum se poate realiza. Iată interviul dat de scriitoare acestei reviste. Jurnalistul o întreabă: cum de ați ales să scrieți cărți pentru copii și nu pentru oameni mari? Iar autoarea răspunde: sunt de părere că scriitorii scriu în primul rând pentru ei înșiși. Eu, fiind un adult care nu a uitat ce înseamnă să fii copil, scriu cărți de aventuri destinate atât copiilor cât și adulților, care își aduc aminte cu plăcere de vremurile copilăriei, sau, cum îmi place mie să spun, copii între 9 și 99 de ani. Următoarea întrebare este: cum se naște o poveste? Și iată ce răspunde K.J. Meklenfeld. Mie mi s-a întâmplat să încep să scriu o carte sau o poveste în mai multe feluri. Cel mai simpatic a fost când m-am pomenit într-o zi descriindu-i unui prieten cum arată planeta de pluș. Nici prin cap nu mi-a trecut în acel moment că am să scriu mai târziu o trilogie, reprezintă o serie de 3 volume, cu Pufoșeni în spațiu, aventurile lui Hendrik de Mol. Altădată am citit întâmplător pe Wikipedia despre Turnul Vânturilor și așa s-a născut Cartea Miracolelor. Și ultimul exemplu, mi-am dat seama într-o bună zi că zmeii sunt dragonii noștri și m-am întrebat cum ar fi o poveste cu dragoni pentru copiii români și așa am scris Îmblânzitorul de zmei, o povestire care a și luat un premiu literar. Continuarea interviului. Autoarea este întrebată: ce calități credeți că ar trebui să aibă o carte pentru copii? Întâi de toate, răspunde scriitoarea, să fie o aventură, musai, apoi să aibă umor și să fie și un pic, doar un pic educativă, adică să transmită într-un mod simpatic o lecție care ar putea să le folosească celor mici mai târziu în viață. Mulți dintre cei care scriu cărți pentru copii au uitat vremea copilăriei și asta se simte de la primele propoziții. Fie sună prea sec, fie mesajul este transmis ca de la adult la adult, nu ca de la adult la copil. Cum arată masa de lucru a lui K.J. Meklenfeld? Mai bine vă arăt o poză, spune autoarea. În stânga e bonsaiul Bilbo. Bonsai este o specie de copăcel foarte mică. În dreapta, domnișoara Rufina, veverița Ghiveș din ceramică, ursul panda e un difuzor, iar ursul maro e un stick USB. Iată biroul scriitoarei K.J. Meklenfeld. Puteți să-mi puneți următoarele întrebări. Mie, care este scopul unui interviu, cum putem să realizăm un interviu sau cum ar trebui să fie formulată o întrebare? Referindu-vă la interviul pe care tocmai l-am citit, m-ați putea întreba care este tema interviului, ce fel de tip, ce fel de text este acesta sau ce informații se pot afla. Și iată, începem să discutăm despre construcția unui astfel de text. Sigur că orice interviu pornește cu un scop, adică cel care ia interviu se așteaptă să obțină anumite rezultate. În interviul pe care tocmai l-am citit, acest scop poate să fie
transmiterea unor informații unui public țintă despre scriitoarea K.J. McLenfeld sau familiarizarea publicului cititor cu informații despre această scriitoare, să o facă cunoscută cititorilor, să poată să o cunoască mai bine. Apropierea tinerilor cititori de lectură, sigur că citind un interviu cu un scriitor, parcă ai și mai multă poftă de a-i citi volumele. Realizarea unui portret real al scriitoarei, astfel încât cititorul să înțeleagă relația dintre autor și creația sa. Din aceste posibile răspunsuri, puteți să desprindeți cuvinte cheie care ne vor fi de folos în a descoperi tipul de text la care ne referim. Și iată, avem informații, un cuvânt cheie, real și public țintă. În această situație vorba despre cititori. Ca formă, interviul are anumită structură. Vedeți că există o succesiune de întrebări și răspunsuri. Deci, forma de comunicare este dialogul, iar fiecare intervenție a unui partener de dialog poartă numele de replică. Cel care ia un interviu are o motivație, adică urmărește anumite lucruri, este interesat de anumite lucruri. Haideți să vedem în textul citit de noi oare care poate să fie motivația jurnalistului care a luat acest interviu. Pornim de la două întrebări pe care acesta îi le adresează scriitoarei. Ce calități credeți că ar trebui să aibă o carte pentru copii? Sau cum arată masa de lucru a lui K.J. McLenfeld? Observați că aceste întrebări sunt stârnite sau create din curiozitate. Curiozitatea jurnalistului de a afla anumite informații amănunte despre scriitoare sau dorința de a o cunoaște mai bine. Așadar, putem să vorbim și în cazul interviului, ca în cazul oricărui alt text, despre o temă. Care poate să fie tema acestui interviu? Pornim de la anumite cuvinte pe care le regăsim în acest text. Scriitorii, copiii, așa s-a născut Cartea Miracolelor și ați ales să scrieți cărți pentru copii. Folosim aceste informații ca să putem afla tema interviului, care este un aspect general. Spuneți-i pe nume. Care să fie tema acestui interviu? Cred că v-ați dat seama că este vorba despre portretul scriitorului de literatură pentru copii. Adică portretul, de data aceasta, lui K.J. McLenfeld, pe care, iată, o aveți aici în imagine, alături de una dintre sursele ei de inspirație, un ursuleț de pluș. Sigur că atunci când avem un interviu sau o discuție, putem vorbi despre persoane. Persoana se referă la cineva care există în realitate, despre care putem afla informații, pe care o putem cunoaște cu adevărat în lumea reală. Când vorbim despre personaj, ne referim întotdeauna la o creație ficțională. Personajul face parte din lumea imaginară. Dacă ne gândim la textul pe care l-am citit, ne vom da seama că aici avem două persoane reale. Nu personaje, ci persoane. Haideți să vedem informațiile din text, un alt punct important care ne va ajuta să înțelegem ce tip de text este acesta. Pornim de la un fragment din acest interviu pe care o să-l citim. Cum arată masa de lucru a lui K.J. McLenfeld? Și iată ce răspunde. Mai bine vă arăt o poză. În stânga e bonsaiul Bilbo. În dreapta domnișoara Rufina, veverița ghiveci din ceramică. Ursul panda e un difuzor, iar ursul maro e un stick USB. Iată că aceste informații le putem afla pentru că autoarea le transmite direct, cum ar fi, de exemplu, faptul că are un bonsai pe masa de lucru este o informație, ne-o spune direct K.J. McLenfeld. Dar există și informații pe care noi le înțelegem, le deducem, fără ca să fie spuse direct. Iată, de exemplu, ce înțelegem noi din felul în care scriitoarea își descrie biroul. Că aceasta este o fire veselă, e un temperament jucăuș, creativ,
că este o persoană cu multă imaginație. Oare ce tip de text este acesta? Reluăm câteva indicii. Oferă informații, participanții sunt persoane reale, se referă la aspecte ale realității. Cu siguranță v-ați dat seama că avem de a face cu un text non-literar, un text informativ. Ajungem la o parte extrem de importantă a oricărui interviu. Cum se pune o întrebare bună? Cum ar trebui să fie aceasta? În primul rând, o întrebare bună trebuie să se refere la tema interviului, adică să aibă legătură cu ceea ce intenționează jurnalistul să obțină prin acel interviu. Pe de altă parte, o întrebare bună nu trebuie să dea voie, să permită răspunsuri închise de genul da sau nu, prin care nu aflăm foarte multe informații. Să fie clar, corect formulată și să îl provoace pe participantul la dialog să-l pună pe gânduri, cu alte cuvinte. Cum pot să încep șirul meu de întrebări, posibile întrebări pe care le-aș putea pune acestei scriitoare? Mă gândesc la început la niște cuvinte cheie. De exemplu, să-i pun întrebări despre inspirație, despre locul natal, despre motivația scriitoarei sau despre altceva decât scrisul. Cu siguranță că scriitoarea este pasionată și de alte aspecte decât scrisul sau cărțile. Iată posibile întrebări la care scriitoarea ar putea să ne răspundă. Sarcina voastră este să grupați aceste întrebări în dreptul cuvintelor cheie anterioare. Iată care ar putea să fie. A. Mi-ați spus că locul nașterii dumneavoastră este România. Ce anume din cărțile lui K.J. McLenfeld amintește de țara ei de origine? Sau B. De ce scrieți literatură? C. Am observat că jucăriile vă inspiră. Ați scris cărți plecând de la o păpușă de pluș. Ce vi se pare atât de interesant la o jucărie, astfel încât să vă facă să scrieți o carte? D. Scrieți vreodată când vă plictisiți? Cum scăpați de plictiseală? E. Unde vă găsiți sursele de inspirație? F. Unde vă simțiți ca acasă, în Olanda sau în România? G. Este important decorul camerei în care lucrează un scriitor? Vă influențează? H. Care este cea mai puternică amintire care vă leagă de România? I. Ați scris vreodată o poveste pornind de la o întâmplare reală? Și ultima, în afară de scris, ce alte lucruri vă fac fericită? Și iată, dacă ne gândim la aspectul inspirației, ce întrebări am putea să-i punem scriitoarei? Întrebarea ce în legătură cu de ce o jucărie devine sursă de inspirație? Sau unde își găsește sursele de inspirație scriitoarea? Sau dacă decorul camerei este important, o influențează sau o inspiră? Sau dacă realitatea este o sursă de inspirație pentru aceasta? Dacă ne interesează întrebări legate de locul natal al acesteia, iată ce putem să o întrebăm. Mi-ați spus că locul nașterii dumneavoastră este România și ce anume din cărțile lui K.J. McLenfeld amintește de țara ei de origine? Sau o putem întreba unde vă simțiți ca acasă, în Olanda sau în România? Sau care e cea mai puternică amintire care o leagă pe scriitoare de România? Dacă ne gândim că orice scriitor are o motivație, o putem întreba cum reușește să treacă peste momentele de plictiseală. Dacă scrie atunci când se plictisește sau care sunt alte metode de a scăpa de această stare. Și în afară de scris, ce alte lucruri o fac fericită? Este o altă posibilă întrebare. Este foarte important ca jurnalistul, atunci când pune o întrebare, să înțeleagă replica anterioară pe care a dat-o interlocutorul său și să facă legătura între întrebarea ce urmează și replica pe care a spus-o acest interlocutor. Iată sarcina voastră. Transcrieți din textul de mai jos o secvență
care demonstrează că jurnalistul a înțeles replica anterioară a invitatului său și că își construiește întrebarea următoare pornind de la aceasta. Ne imaginăm un dialog, un interviu între un actor și un jurnalist în care actorul spune: îmi place să aud sunetul sălii pline de spectatori, îmi dă curaj atunci când intru pe scenă. Iar jurnalistul spune: exact despre curaj voiam să discutăm. Mi-ați povestit că ați fost un copil timid. Cum se explică transformarea aceasta? Să ne aducem aminte. Actorul spune la un moment dat: îmi dă curaj atunci când intru pe scenă. Iată cum face jurnalistul legătura cu replica acestuia. Ce întrebare va pune? Exact despre curaj, vedeți că reia această temă a curajului, exact despre curaj voiam să discutăm. Să ne gândim acum că un interviu poate să fie real, dar putem avea și un interviu imaginar. Imaginează-ți că tu ești scriitoarea K.J. McLenfeld și că ți se pun următoarele întrebări. Care ar fi răspunsurile tale? O posibilă întrebare ar fi: ce fel de poveste pe care încă nu ați scris-o vi s-ar părea interesantă? Sau reformulând, care ar fi subiectul unei povești ideale pe care ați visa să o scrieți? Iată ce ați putea răspunde jucând rolul acestei scriitoare voi. Cred că aș scrie o poveste despre un bonsai, bonsaiul fiind acel copăcel foarte mic, care își dorea să fie baobab. O altă întrebare ar putea să fie: dacă ați inventa un cuvânt nou, care să fie și titlul pentru o carte, care ar fi acel cuvânt nou? Un posibil răspuns al vostru în rolul personajului, în rolul scriitoarei K.J. McLenfeld, ar putea să fie Zmeelandia. Vă aduceți aminte cât de pasionată era scriitoarea de poveștile cu zmei sau cu dragoni. Întrebarea care se pune acum: ce fel de text, ce tip de text ar fi acum acest interviu? Oare ce fel de text ar putea să fie? Vă dau câteva indicii. Tu ai devenit un personaj. Răspunsurile nu sunt ale scriitoarei K.J. McLenfeld, ci sunt imaginate de tine. Deci, cu alte cuvinte, este o situație de comunicare ficțională, imaginară. Iar scopul textului nu este să-ți prezinte realitatea cu ajutorul informațiilor, nici să convingă receptorul, ci pur și simplu să-l atragă pe acesta, să-l implice într-un fel de joc imaginar. Pornind de la aceste indicii, cu siguranță ți-ai dat seama că acest tip de interviu este imaginar, deci este, cu alte cuvinte, un text literar. Revenind la textul, la interviul dat de scriitoare revistei Humanitas, să ne aducem aminte informațiile principale din acestea. Oare vă mai amintiți? De exemplu, care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate? Scriitoarea afirmă că uneori a scris începutul unor povești în mai multe variante. Sigur că această afirmație este corectă. Obișnuiește scriitoarea să facă mai multe introduceri, să compună mai multe introduceri pentru povești, până o găsește pe cea potrivită. A doua afirmație: Cartea Miracolelor a fost scrisă după o discuție cu un prieten. Nu. Această carte nu a fost scrisă, este vorba despre o cu totul altă carte. Cartea Miracolelor a fost scrisă în urma vizitării unui articol de pe Wikipedia de către scriitoare. Zmeii sunt pentru copiii români ceea ce sunt dragonii în bazmele altor culturi. Această afirmație este adevărată. Scriitoarea a luat un premiu literar pentru aventurile lui Hendrik de Mol. Această afirmație nu este adevărată, e vorba de o cu totul altă carte. Hendrik de Mol este un personaj? Da, este adevărat, acesta este unul dintre personajele scriitoarei K.J. McLenfeld.
Dragi copii, probabil că din lecția de astăzi v-ați dat seama că poate că cea mai dificilă sarcină, parte a unui interviu, este formularea acelei întrebări interesante, potrivite, care asemenea unei chei secrete îți deschide, îți poate deschide multe porți și multe căi. Vă invit să vă imaginați o serie de 3 întrebări pe care le-ați putea adresa scriitorului vostru preferat. Pregătiți-vă! Este foarte posibil ca într-o bună zi să îi le puteți spune chiar direct. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la ediția viitoare. Numai bine!